Pensionarii cu venituri mici rămân fără majorarea promisă de guvernanți. Singura măsură din acest an pentru ei a fost abandonată de guvern. Mădălina Mihalache, senior secția politic, este în direct cu noi. Bună seara, Mădălina! Mădălina, care e motivul? Bună seara, Ana! Bun găsit! Tensiunile dintre PSD și PNL, Ana, acesta este principalul motiv. Măsura a fost discutată să intre în vigoare, acestea erau discuțiile, să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie, deja termenul a fost depășit. Inițial a vorbit despre această măsură ministrul PSD al Finanțelor Publice, a spus că se analizează creșterea plafonului de la 2000 de lei la 3000 de lei, plafon până la care pensionarii să fie scutiți de plata impozitului. Ar fi fost o măsură care viza aproximativ 1 milion de pensionari, iar majorarea în buzunarele pensionarilor ar fi fost între 1 leu și 100 de lei. S-a renunțat la această măsură pentru că liberalii s-au arătat deranjați, că le-au furat socialdemocrații această idee. Raluca Turcan spunea că a fost ideea sa într-o ședință a conducerii PNL și că PSD i-a furat-o. A și încercat să depună un proiect de lege în acest sens săptămâna trecută aici în Parlament în calitate de deputat, însă a intervenit premierul Nicolae Ciucă din informațiile noastre. Raluca Turcan anunțase și o conferință de presă în care să prezinte acest proiect de lege, a anulat această conferință de presă după o discuție cu premierul Nicolae Ciucă, spun surse din Coaliția de Guvernare. Și Nicolae Ciucă a avut o discuție cu Marcel Ciolacu în prealabil și cei doi lideri ai Coaliției de Guvernare au convenit să nu mai iasă niciun partid până când nu va fi luată o decizie în cadrul Coaliției de Guvernare. Însă, din informațiile pe care le avem, atât PNL cât și PSD discută despre majorări ale pensiilor, însă începând de anul viitor, și o majorare a tuturor pensiilor, nu această măsură care ar fi vizat doar o anumită categorie de pensionari. La această măsură, spun surse din cadrul Coaliției de Guvernare, s-a renunțat de tot.